Astăzi acțiunile au debutat în timpul nopții. Prima dată au fost verificate semnele de jocuri de noroc. Am verificat toți operatorii economici din municipiul Focșani. Mi-a interesat foarte mult dacă cei care sunt clienții semnelor de noroc poartă mâști de siguranță, dacă păstrează o distanță de protecție recomandată de lege și de asemenea dacă operatorii au dispensare cu substanțe dezinfectante, dacă au afișele cu recomandările pentru populație și de asemenea dacă angajații poartă mască de protecție. În cursul dimineții de astăzi, acțiunile au continuat la intrările în municipiul Focșani, s-au realizat niște filtre rutiere. Obiectivul principal a fost să verificăm dacă pasagerii din mijloacele de transport în comun poartă mască de protecție și de asemenea dacă se respectă regula privind numărul maxim de pasageri. Ulterior, echipajele de poliție însoțite de celelalte instituții, CJPC, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, au participat la activități în Piața Moldovei, în Oborul de Vite, în principal referindu-ne la legislația de protecție împotriva extinderii COVID. În Piața Moldovei constatăm că majoritatea oamenilor poartă măști de protecție, fiind spații deschise, nu sunt obligații, dar sunt recomandări în acest sens, fiind foarte aglomerat, este bine ca toți să purtăm mască de protecție. De asemenea, aduc la cunoștință cetățenilor că în spațiile închise, în instituțiile publice, în mijloacele de transport, chiar și atunci când mergem la piscină, trebuie să purtăm mască de protecție. Bineînțeles, la piscine, după ce ajungem la șezlong, dăm masca de protecție jos, ne bronzăm, după care la plecare plecăm cu masca de protecție. Rog populația să înțeleagă faptul că este foarte important să ne protejăm pe noi și pe ceilalți și să se diminueze un pic acest lanț de răspândire a virusului COVID-19. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Acestea sunt ori avertisment, ori amenzi începând cu 500 de lei, iar la agenții economici amenzile cresc foarte mult. Sănătate, strec! Este consemnată ca încasare totală numerată cum ade, iar din monetarul sumelor de bani stocnite, identificate în gestiune cu așa, a rezultat suma de 600 de lei. De ce? Pentru protecția celorlalți. Clienții dumneavoastră poartă? Majoritatea da. Sunt conștienți. Respectă distanța? Mai uită. Este normal, suntem la piață, dar de regulă da, o respectă. Vă este teamă de acest virus? Sincer, nu. Cu moarte suntem datori. Da, totuși, dacă mai avem zile, le mai protejăm. Mulțumim frumos! Bună ziua, aveți mască, de ce o folosiți? Păi ca să nu prindem boala aia, COVID-ul ăla care nu-i... Poftim? Păi normal că da, noi credem în existență, chiar dacă se vorbește cum se vorbește, dar nu crede nimeni până nu vede pe propria piele. Așa că eu în etnia romilor sunt reprezentantul romilor din județul Vrancea, mă numesc Marcel Codreanu. Mă știe toate autoritățile, la început nici eu n-am crezut.
Dar omul până nu vede cu ochii, nu crede cu inima. Există boala. Sigur, mai mult ca sigur există. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că și eu nu m-am fost suspect. Am văzut în spitale, au murit vreo 7 sau 10 ieri din comuna Cornetu, au murit din alte părți și cu ochii mei am văzut. Și tineri, și bătrâni, nu că ze cancer, că ze alte probleme. Boala există, e bine să ne protejăm. Și români, și țigani, și toate naționalitățile. Ăsta e adevăr, nu că vă spun alte probleme, că nu-s cumpărat de nimeni și nu... Scuzătoare, nu? Folosesc, nu are o altă afecțiune pe lume.